În acest an, peste numai câteva săptămâni, familia regală și întreaga societate românească vor sărbători împreună 150 de ani de la fondarea familiei, dinastiei și casei regale a României, numită la început Casă Domnitoare și apoi, când România a devenit regat și țară suverană pe harta Europei, primind titulatura de casă regală. În același an, ceva mai târziu, în luna iunie, s-a petrecut un moment fundamental pentru națiune și pentru statul român, un moment pe care până în acest moment, până în această clipă a societății noastre contemporane, doar istoricii îl cunosc. Societatea profundă mai puțin și e timpul să o facă. În finalul lunii iunie al acelui așa în 1866, Parlamentul României vota o Constituție pe care domnitorul o promulga cu câteva zile mai târziu, care ne îndreptățește pe noi astăzi să considerăm ziua aceea drept momentul în care s-a fondat statul român modern. Parcurgând paginile Constituției României din 1866, vom fi uimiți să descoperim cât de cutezători, cât de vizionari și cât de patrioți au fost părinții noștri de acum 150 de ani. Grație lor, astăzi putem să stăm întâi și întâi sub cupola acestei catedrale a muzicii românești, pe urmă în compania uneia dintre cele mai importante instituții pe care statul român modern a creat-o, și anume Armata României, și în prezența dumneavoastră, distinși reprezentanți ai unei societăți civile ce își datorează rădăcinile și libertățile acelei pagini din legea fundamentală a țării noastre. La numai un an distanță, în 1867, luau naștere acești distinși continuatori ai armei despre care s-a vorbit ceva mai devreme, Inspectoratul General al Muzicilor Militare, Arma Muzică Militară. Nici nu era început încă procesul de modernizare al instituțiilor statului, al Armatei României, că regele s-a gândit ca una din primele măsuri pe care să le ia să fie aceea de a înființa Inspectoratul General al Muzicilor Militare. Așadar, peste numai un an de la marea noastră sărbătoare din 2016, vom sărbători și 150 de ani de la crearea instituției pe care ei astăzi o continuă cu atâta mândrie și cu atâta talent, după cum se poate vedea. Așadar, doamnelor și domnilor, sunt nespus de bucuros că dumneavoastră, reprezentând Guvernul și Parlamentul României, Corpul Diplomatic, acreditat la București, instituții importante ale statului, instituții de învățământ superior de mare însemnătate în societatea contemporană, v-ați reunit astăzi sub această cupolă inegalabilă, care este Ateneul Român, și vă mulțumesc tuturor pentru generozitatea de a petrece cu noi aceste două ore din această seară. Este, pentru că se apropie sărbătoarea de 10 mai, și momentul de a omagia întreaga Armata României și, în cadrul mai larg vorbind, toți militarii români din țară și de peste hotare, care merită omagiul nostru la 150 de ani de la fondarea statului român modern.